Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camele în Bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom începe cu aceste coșulețe și le vom umple pentru sărbători și mai târziu vom face nucușoare întregi în formă. Și aceste coșulețe le vom face cu această formă. Așa. Să publicăm și în grupul nostru de prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Apoi voi publica și în, pe canalul meu de YouTube prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi vom începe cu aceste coșulețe, ia uitați-le. Așa, le vom umple. Le puteți umple cu orice fel de cremă doriți. Le puteți face și sărate. Luați din compoziție zahărul și vanilia. Și le faceți și sărate și le umpleți și cu umplutură sărată. Să publicăm și în grupul nostru de prăjituri cu camelia. Prăjituri și bucate gustoase cu camelia. Așa. Ia să publicăm în grupul nostru, prăjituri. Așa, am publicat. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi voi începe cu aceste coșulețe. Ia uitați-le. Vedeți? Și le voi umple cu astea, cu umplutură dulce și le voi face în această formă, vedeți? În această formă care se face pe ragaz, pe foc. Și mai târziu voi intra și tot în formă vom face și nucușoare. Ia uitați, în această formă vor ieși întregi. Vedeți? Așa, dar le face mai târziu acestea. Și le dați și prin zahăr. Așa. Și aici am și nucușoare, și ghinde, și ciupercuțe. Ia să vi le arăt. Așa. Ia uitați-le. Vedeți? Acestea sunt ghindele. Le puteți da și prin ciocolată. Așa. Acestea sunt mult mai simple decât nucile coși. Ia uitați, și nucușoare. O să le facem împreună, dar mai târziu astăzi o să începem cu aceste coșulețe. Bună ziua, Mariana! Bună ziua și bine ai venit și bine ați venit tuturor! Am să dau deoparte, o să facem mai târziu acestea. Așa. Și le punem așa aici. Și vom începe cu aceste coșulețe. Ia uitați-le. Și o să le și umplem. Cine dorește le poate face și sărate. Scoate din compoziție zahărul și vanilia și le umple cu umplutură sărată și le facem în această formă. Vedeți? Această formă. Așa. Am să dau deoparte și să vă arăt ingredientele. Pentru aluat vom avea nevoie de un ou ușor, așa, un ou. Apoi vom avea nevoie de 65 de grame de unt, de zahăr, vanilie. Vanilie puneți după gust, puteți pune și esență de vanilie și vanilie în praf și esență de migdale și de rom, tot ce doriți să aromați. Apoi vom avea nevoie de 3 grame de amoniac pentru prăjituri, praf de amoniac. Așa, pentru prăjituri. O lingură de lapte ca să stingem amoniacul. Un praf de sare. L-am aici. Un praf de sare
și făină cât avem nevoie ca să putem avea un aluat potrivit de tare. Și apoi vom umple cu nucă. O prăjim înainte puțin cu stafide și cu Nutella sau orice fel de cremă. Și dacă doriți, puteți adăuga și puțină cacao, esență de rom. Așa. Și o să măcinăm nuca, o să o facem așa, micuță, micuță. Prăjită mai întâi, să o prăjiți. Dă un gust foarte bun. Și să începem cu aluatul. Acestea sunt ingredientele. Așa. Am să dau așa deoparte și le punem pe rând. Așa. Voi avea nevoie de un bol. Așa, o palețică. Păi apoi vom avea nevoie de puțin unt ca să ungem și forma. Deci puțin, puțin. Sau puțină grăsime. Mi-aduc aminte pe timpul lui Ceaușescu cu o bucățică de grăsime tăiată, așa ungeam forma și sfârâia, sfârâia, sfârâia. Ieșeau foarte, foarte bune. Așa, și începem imediat. Am revenit. Și acum avem ouășorul nostru. Îl spargem aici în vasul nostru. Să dau așa mai aproape. O să punem zahărul peste cu vanilia. Și amestecăm puțin. Și aceste coșulețe eu le făceam tot la fel, de pe timpul lui Ceaușescu. Asta e. Amintiri. Și noi sărbătorile nu le putem face fără prăjiturile noastre. Eu le fac mereu. Bună ziua, Daniela! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa, eu am să pun și un praf de sare. Aici. Nu prea mult. Amestecăm. Punem și untul. Untul puteți pune moale dacă doriți sau așa cum îl pun eu de la frigider. Și oricum îl amestecăm bine, bine, bine cu făina și cu... Așa, și acum... Vom cerne făină. Așa. Peste praful meu de amoniac, pentru prăjituri, voi adăuga puțin lapte. Așa, și voi amesteca să-l dizolv. Cam o lingură de lapte să puneți. Așa. Punem așa pe tot. Și amestecăm așa bine. Și îl adăugăm aici peste.
amestecăm puțin cu această paletă și după aceea cu mânuța. Ca să incorporăm bine untul. Mai adăugăm puțină făină. Mariana, mulțumesc, mulțumesc. Ești o drăguță. Așa. Mai pun puțină făină și după aceea amestecăm cu mânuța. Așa. Am să vă las poze cu rețetele mele și la fiecare poză am să vă scriu și rețeta de desubt. Vă las și link-ul care duce spre YouTube. Acolo găsiți foarte multe rețete făcute de mine. Așa. Și acum amestecăm cu mâna. Așa, adăugând mereu făină. Până o să avem un aluat destul de tărișor. Nici prea moale, dar nici prea tare. Cum vă spun mereu, să aibă consistența plastilinei. Așa. Aici avem untul, mai pun o lingură de făină și apoi amestecăm cu mânuța. Așa. Și amestecăm așa bine. Puteți pune untul și la temperatura camerei, că se amestecă mult mai bine la început. Sau puteți face ca mine. Este același lucru. Așa. Așa. Cine are forme noi, să știți că la început o să se lipească de forme, dar nu vă speriați. Că când le faceți a doua oară, deci tura a doua, nu se mai lipesc și atunci forma este foarte bună pentru făcut. Dar la început se lipesc, să știți, să nu vă speriați când cumpărați aceste forme. Cine nu are formă, le poate face și în forme micuțe de brioșe. Le poate pune. Așa. Mai pun puțină făină. Foarte puțină. Și aluatul nostru este gata. E important să fie untul aici incorporat bine cu toate ingredientele. Așa. Încă puțină făină. Așa. Ați văzut că nu a intrat multă. Mulțumesc, Mariana! Îți mulțumesc din suflet! Mă bucur că mă urmărești. Îți mulțumesc din suflet. Și vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. Așa, ia că ți-am dat și pe jos. Așa, aluatul este aproape gata. Vedeți că nu se mai lipește de mânuță. Așa. Ia uitați-o cum arată. Așa. Și tot timpul să-l lăsați la odihnit, măcar o jumătate de oră aluatul. Așa, să mai pun puțină făină, foarte puțină, așa, pe vârful lingurii. Aluatul când este gata nu se mai lipește de mână. Așa. Și dacă ați pus prea multă făină, adăugați o lingură de lapte. Și să vedeți cum își revine. Adăugați laptele, amestecați și după aceea puțină făină. Așa. Este gata. Ia uitați-l. Așa. Și acum îl las deoparte și facem și crema. Să se odihnească puțin.
Și cremă o puteți face cum doriți, și cremă de patiserie, și cu ciocolată, și cu ce doriți să umpleți. Eu astăzi am să umplu cu puțină Nutella, cu nucă și cu stafide. Ia uitați aluatul cum arată, vedeți? Așa. Cam așa să fie, nici prea moale, dar nici prea tare. Și îl dau așa deoparte, aici. Făină nu mai avem nevoie. Punem deoparte ce nu avem nevoie de aici. Pentru crema noastră, eu am să pun un pic de Nutella, fie și gustați tot timpul, amestecați ingredientele la cremă și gustați. Așa, puțină nucă, puteți adăuga și puțină cacao, și puțin rom, și stafide. Așa, eu rom astăzi nu am, dar puteți adăuga. Și voi pune cu lingura, o lingură de nucă să fie prăjită, ca să dea un gust foarte bun la umplutură. Și eu aici am prăjit-o și am și măcinat-o. Și o să punem așa. O să punem cu lingura. Am să pun o lingură de nucă. Două. Două linguri de nucă, o lingură de Nutella sau orice fel de cremă aveți în casă. Chiar și ciocolata o topiți cu puțin unt și o adăugați în loc de Nutella. Așa. Punem și puțină cacao. Să puneți și puțin rom, dacă aveți. Eu astăzi nu am, dar să-l puneți. Așa, și o să punem și stafide și amestecăm. Amestecăm așa încet aici. Umplutură faceți mai multă ca să vă ajungă la toate. Eu fac puțină ca să vă arăt cum o fac eu. Așa. Bună, Vivi, și eu te îmbrățișez. Mulțumesc. Bună, Bianca, fac coșulețe. Așa, coșulețe pe care o să le umplem cu această cremă pe care o fac acum. Și le puteți face și sărate. Scoateți zahărul și vanilia din interior. Și le faceți sărate și le umpleți și cu umplutură sărată. Și le facem pe foc în această formă. Vedeți? Așa. Sau le puteți face în forme de brioșe. Și le dați la cuptor dacă le faceți în forme de brioșe. Așa. Și să amestecăm așa bine aici. Dacă mai e nevoie de nucă, mai adăugăm puțină. Am să dau și cacao deoparte. Să punem puține stafide. Așa. Și amestecăm. Și cremă de patiserie puteți pune. Umpleți cu cremă de patiserie și apoi puneți fructe deasupra, fructe proaspete, să vedeți ce bunătate. Așa.
și gustați și vedeți. Dacă mai trebuie puțină cacao, puțin rom și adăugați să fie bună, bună, bună la gust. Cu cât e mai aromată, cu atât e mai bună prăjitura noastră. Așa. Vedeți cum a ieșit? Așa a ieșit. Și acum să gustăm, să vedem dacă e bună. O să iau așa puțin. Esență de rom să puneți. Și acum ne dăm forma la biluțe. O să le punem așa aici pe... și le cântărim. Cam 15 grame intră la... la orice formă de, la forma de, de coșuleț. Am făcut cu 20 la început și erau prea mari, ieșeam afară. Și acum, cântărim 15 grame biluța. Și facem biluțe și le punem așa aici. Și cântărim 15, 15. Așa. Le cântărim mai întâi pe toate și după aceea le facem. Ca să ne ocupăm doar de făcut. Ia să vedem, am 17, mai luăm puțin. Că dacă biluța este prea mare, apoi iese în, din și face acea bordură. Așa. Imediat terminăm de făcut biluțele și le punem pe... Ia să pun și forma să se încălzească pe aragaz între timp. Vedeți că ies destule dintr-o compoziție. Așa, ia să punem și forma să se încălzească. Și să ne terminăm biluțele noastre. Ungem forma cu unt.
Vedeți cum arată aluatul? Ia uitați-l. Deci este la fel ca plastilina, cam acea consistență să fie și nu se lipește de mâini. Așa. Să vedem, să cărtărim. Să facem mai repede. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Astăzi facem coșulețe. Mai târziu am să intru să facem și nu cușoare, ci percuțe întregi. Mi-am luat o formă de ciupercuțe întregi. Și nucușoare și ghinde. Și să vă arăt cum fac eu. Așa. Și aici cât avem. Și a mai rămas o bucățică de aluat. Așa, să vă spun câte au ieșit dintr-o formă, dintr-o porție. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 28, 28 de coșulețe. Să întorc forma. Vedeți? 28 de coșulețe. Așa. Ia uitați-le cum sunt. Și le umplem cu cremă. Am să pun deoparte, aici a mai rămas puțin. Și am să pun puțin unt pe forma noastră. Așa. Vedeți câte o bucățică așa de unt am să tai. Așa. Forma trebuie încălzită foarte bine. Să punem asta așa aici. Așa. Așa, și ducem așa peste tot untul. Să ungem bine. Mergem și aici. Vedeți? Așa. Am pus și acum punem biluțele. Și închidem așa bine și le punem pe foc. O să le scoatem aici pe o farfurie. Să-mi lăsați mesaj în comentarii ce prăjituri pentru sărbători doriți să mai facem în direct. Așa, eu am să mai fac și cu foi. Dacă doriți, am să vă arăt rețetele mele. Anul acesta o să le facem în direct. O să facem mult mai multe decât anul trecut. Să întoarcem. Nu uitați cum am crescut. Așa, întoarcem. Forma trebuie ținută bine strâns, așa să nu se desfacă. Așa. Eu am lăsat-o. Vedeți că și la 15 a ieșit în afară.
trebuie pus mai puțin. Mai puțin. Ia să vedem acum cum. Încă sunt albe. Ia să mai cântăresc. Ia să punem, să le facem mai mici. Să mai iau așa câte o bucățică, cam de 12. Așa. Să iau de la fiecare. Orică le-am lăsat și nu le-am ținut strânse. Acestea. Așa. Nu a fost destul de fierbinte forma. O să pun pe cea mai mare. Să punem pe flacăra mai mare. Așa. Eu să mai scot puțin. Lăsăm așa 12. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. A fost fierbinte, fierbinte forma. Așa, le primele mereu or să iasă. Încercați mai întâi cu una și după aceea. Așa, să le facem rotunde pe acestea. Așa, ia să cântărim ce ne-a rămas aici. Încep să se coloreze. Așa. Aici am puțină nucă, o să punem crema și apoi o să le dăm prin nucă. Punem așa aici alături. Încă puțin și sunt gata. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Încă puțin și sunt gata. Și le punem pe farfurie și punem altele. Și să vedeți ce repede se fac când forma este fierbinte.
cu răbdare. Totul se face cu răbdare, cu răbdare. Ia să le vedem cum au venit. Ia uitați-le. Așa, și le punem așa aici pe farfurie. Așa. Și acum punem untulețul din nou. Punem așa o bucățică. Și îl ducem așa peste tot. Și punem așa și pe această parte. Așa. Și acum punem biluțele. Și închidem, vezi? Așa. Și ținem așa strâns. Așa. Ia uitați. Vedeți cum a ieșit? Și această bordură o scoatem. Așa este, Vivi. Nu a fost fierbinte forma. Vedeți? Și le scoatem așa cu mânuța. Le dăm așa jos cât sunt calde. Să am grijă să nu le ard. Încă puțin și sunt gata. Așa. Lăsăm puțin. Ia uitați cum au venit. Așa. Mai facem, le facem și după aceea le umplem. Trebuie să fie reci când le umpleți. O să le umplem pe acestea făcute ieri, că sunt reci. Și cele de astăzi le umplem după aceea. Cum v-am spus, le puteți face și sărate. Scoateți zahărul și vanilia, aromele din aluat și le umpleți cu umplutură sărată. În variantă sărată. Așa. Sunt gata. Ia uitați-le. Așa, e să le scoate. Vedeți că aveam eu dreptate, 15. Așa. Să nu ne arde cu răbdare. Cu cât sunt mai micuțe, nu avem marginea frumoasă. Ia uitați cum ies. Așa. Eu prima dată nu le-am strâns. Trebuie strânse bine, bine, bine ca să rămână forma, să nu crească, să nu se întindă. Așa. Ia să ducem untul peste tot. Așa.
așa peste mult. Și ungem așa peste tot cu unt. Le puteți face și la cuptor, în forme de brioșe. Așa. Să mai punem. Hai că ce repede se fac. Închidem și punem pe aragaz. Și ținem strâns. Și dacă le faceți în formă de brioșă, puteți pune puțină hârtie peste formă, apăsați, am să vă arăt cum, și puneți fasolică uscată, ca să rămână acea formă. Așa. Eu primele le-am lăsat și au crescut. Dar dacă le țineți strâns, ei își păstrează formă și nu ies în afară. Așa. Ca să sărit untulețul pe aici. Așa. Așa, acum le putem lăsa. Ia uitați-le cum vin. Vedeți? Acestea sunt acele prime și făcute a doua oară. De ce frumoase vin cu marginea când este mai puțin aluat. Așa. Le terminăm de făcut și apoi le umplem. Controlați mereu ca să nu se ardă. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 900 de rețete și dulci și sărate și pentru sărbători și pentru zile de toate zile și de slăbit găsiți. Găsiți un regim pentru slăbit, dacă doriți. Eu anul acesta am slăbit 10 kg și anul viitor o să mai slăbim puțin. O să mai slăbim în fiecare an, câte puțin, câte puțin. Așa, ia să vedem, încă puțin. Și găsiți un meniu săptămânal cu ce am mâncat eu ca să slăbesc. Și să încercați și voi. Deci mâncăm bine, sănătos și slăbim. Vă pup, să vă uitați la video de anul trecut să vedeți ce obrăjor rotunjor aveam în această perioadă. Așa. Încă puțin și sunt gata. Și mai târziu, cam peste 2-3 ore, am să vă anunț. Am să intru să facem și nucușoare, ci percuțe întregi, deci care ies direct întregi. Și o să le dăm prin puțină ciocolată. Cred că sunt gata. Ia să vedem. Încă puțin. Să le mai colorăm puțin. Așa. Dată de făcut și cred că sunt gata. 2, 4, 6, 8, 10 mai avem de făcut. Deci ați văzut 28 de forme dintr-o singură porție. Bună ziua, Liuba! Bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Așa. Sunt gata, ia să le vedem. Ia uitați-le. Acestea au ieșit întregi. Gata. Le punem așa aici și acum punem puțin unt în formă. Așa. Și ungem așa peste tot. Așa.
strângem așa peste tot și acum punem biluțele. Și închidem, vedeți? Și închidem așa și strângem. Și strângem, ținem strâns până întoarcem. Altfel cresc și ies în afară. O să facem și să facem un direct. Pe YouTube am văzut că foarte multe persoane au încercat și nu se întărește compoziția. Și să mai facem un direct să vă arăt cum trebuie făcut. Așa, ia să întorc. Ia uitați cum au venit coșulețele. Așa. Nu, cu slăbitul încet, încet. Deci eu anul acesta 10 kg și m-am oprit încet, încet, pentru că nu putem slăbi prea repede. Trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și să încercăm să mâncăm cât mai bine și cât mai sănătos. Acesta este cel mai important. Și să ne menținem greutatea, dacă reușim, așa că cât suntem mai slăbuți și așa, stăm mai bine decât când suntem. Eu tot timpul am fost slăbuță, dar cu venirea menopauzei, așa este. Și cred că multe dintre noi știu acest lucru. Și este foarte greu să ne menținem. Ia să mai vedem aici. Așa. Mai avem încă 3. Am să o pun și pe cea micuță să o fac. Așa. Și după aceea le umplem. Să vedeți cum le umplu eu. Puteți pune și orice fel de fructe din acestea uscate și fistic și alune de pădure și alune. Și le puteți umple cu ce fel de umplutură doriți. Puteți topi și ciocolată cu puțin unt. Așa, și puneți nucă în loc de Nutella și puneți nucă și stafide, să vedeți, și esență de rom să puneți. Să puneți esență de rom să fie aromate. Ia să vedem cum sunt. Cred că sunt gata. Le mai las puțin. Așa, ia uitați-le. Le punem așa aici. Cred că sunt gata. Ia uitați. Ia să vedem dacă coboară. Așa. Așa aici. Ia pun o bucățică mică de unt. Și le punem și pe cei 3. Și închidem. Și am terminat cu coșulețele. Cum v-am spus, facem o pauză până în jur de 4, că așa.
Așa, și după aceea intru să facem și nucoarele, care iese întregi în formă, care este întreagă. Deci cu nuci întregi, ciupercuțe și conuri de brad. Am găsit o formă, acum cât a fost în România. Mi l-am luat. Și să încercați și rețeta de faguri pe care o am eu și rețeta de nucușoare jumătăți. Vedeți ce bunătate, ce bune sunt. Și de paleuri, și paleurile care le-a făcut acele forsecuri cu mentă proaspătă, acum o săptămână și ceva în urmă. Să încercați să vedeți ce bunătate. Așa este, Vivi. Numai că eu am început foarte devreme, pe la 45 de ani, cu această menopauză, premenopauză. Și este teribil. Nu pentru toate doamnele, în schimb, majoritatea. Asta e. Mergem înainte. Așa este viața. În schimb, trebuie să avem grijă de noi, să ne păstrăm, să mâncăm bine și sănătos. Așa, ia uitați. 28 de coșulețe dintr-o porție. Vedeți? Așa. Și acum, o să le umplem pe cele răcite, făcute ieri. Acestea sunt încă calde și le umplem după aceea. Așa. Oh, că se le-am bronzat, cred. Cred că le-am făcut bronzate. Ia să vedem. Iată, vedeți că am dreptate că le-am bronzat. Au. Și forma o lăsați să se răcească și după aceea o spălați. Și acum dăm deoparte. Aici avem coșulețele făcute astăzi și sunt calde. Și aici coșulețele făcute ieri, care sunt treci. O să le umplem cu crema făcută. Aici avem puțină nucă. Așa. Și acum o să luăm colinguriță și o să punem în... Pentru cine a venit mai târziu, deci am pus o lingură de Nutella sau puteți pune ciocolată topită cu puțin unt și, sau puțină smântână, o topiți așa. Două linguri de nucă prăjită și măcinată, o linguriță de cacao și puțină esență de rom și stafide. Așa, și umplem. Umplem așa bine. Așa. Și apoi le dăm prin nucă să se lipească. Ia uitați. Așa. Și le așezăm așa aici. Să vedeți ce bune sunt. Și puteți umple și cu crema de patiserie și cu fructe proaspete să puneți deasupra, să vedeți ce bunătate. Și dăm așa prin nucă. Iată-ți. Sau puteți da și prin bombonele colorate, prin nucă de cocos. Deci fiecare cu gusturile lui. E așa să punem. Iată-ți. Și umplem. Și în versiune sărată, scoateți, mulțumesc Mariana, îți mulțumesc din suflet, în versiune sărată scoateți zahărul și vanilia și aromele din aluat
Și faceți umplături sărate, cu brânzică, cu ceapă verde, cu mărar, cu cărniță, cu ce doriți umpleți, cu ciupercuțe. Vedeți? Și punem și dăm prin nucă. Ia uitați-le. Așa. Așa, eu le-am făcut că le umplu cu o zi înainte de a le mânca. Și le păstrez așa în punguță, că se păstrează închise în punguțe de hârtie sau de plastic. Așa, și dăm prin nucă. Vedeți? Puteți pune și așa câte o nucă deasupra sau câte o jumătate de nucă întreagă, așa, și o puneți aici pe mijloc. Acum depinde de fiecare cum dorește și cum îi place. Așa, ia să pun toată crema. Așa. Deci această cremă pe care eu am folosit-o mi-a ajuns la 5. Deci, ca să faceți mai multă, multiplicați cantitățile. Așa. Ia uite-te. Coșulețe. Să știți că sunt foarte bune. Mulțumesc, Mariana. Îți mulțumesc. Și sper să le încercați și voi. Coșulețele. Vedeți? Făcute astăzi, făcute ieri. Și umplute. Ia să vi le arăt așa, să le pun. Așa. Și ne vedem puțin mai târziu. Ne vedem puțin mai târziu să strâng aici, să dau de mâncare la băiat. Și facem tot așa în formă, vedeți această formă cu nuci care ies întregi și eu am nuci, ciupercuțe, așa făcute întregi. O să le facem tot așa în jur de ora 4, 4 jumătate o să intru. Ia uitați-le, eu le țin așa acoperite. Ia uitați ciupercuțele, vedeți? Ciupercuțe ies direct întregi. Și am pus și nucă în interior, le puteți da prin zahăr sau nucușoare. Ia uitați-le. Așa. Conuri. Așa, ciupercuțele simple. Vedeți? Și cine dorește, le poate și tăia în două și le umple cu cremă. Le poate pune un strat de cremă sau de ciocolată în interior. Dar noi o să le dăm și în ciocolată, așa, jumătate. Ne jucăm puțin mai târziu și o să le facem. Eu vă pup dulce, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Ne vedem în jur de 4, 4 jumătate. Ne vedem să facem aceste fursecuri, să le spunem așa. Vă pup și vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și că mi-ați fost alături astăzi. Ne vedem puțin mai târziu, pupici, multă, multă sănătate vă doresc. La revedere, o zi frumoasă și vă mulțumesc din suflet. Ne vedem mai târziu, pupici!